Absolut deloc. Ajută firma și atât. Pe dumneavoastră, mai deloc. Deci, ar trebui să vă respectați, în primul rând, pe dumneavoastră ca om, ca persoană, pentru că este o meserie grea, obositoare, predispusă la infarcturi. Asta e boala șoferului, de care, din păcate, mulți se duc în cea mai lungă cursă. Din cauza stresului, oboselii îndelungate, statului înșezut mult timp, probleme la coloană și multe alte chestii. Trebuie să faceți mișcare cum recomandă doctorii, să zicem, cel puțin un minim de 30 de minute pe zi. Dar eu zic că e mai bine să faceți chiar mai mult de 30 de minute pe zi. De aceea revin la faza cu să aveți pauzele de 45 pentru dumneavoastră de minute, sau iar la repausul zilnic să încercați să nu stați doar în cabină, să încercați să vă dați jos, să faceți mișcare, să, eu știu, vă mai plimbați. Dacă după 9 ore de condus să stați tot în scaunul șoferului, credeți-mă că circulația vă va fi mult mai greoaie, circulația sanguină și multe alte chestii, coloana, oasele, o să înceapă dureri musculare, o să înceapă hemoroizii, iar altă boală șoferească. Nu râdeți, că nu-i de râs. Credeți-mă că e pățită pe pielea mea. Un sfat vis-a-vis de această boală este că la noile generații de camioane, și nu numai, cred că și la cele mai vechi, este acea încălzire în scaune, pe care eu vă sfătuiesc în perioadele mai reci să o folosiți. Deci, colegul a dat cu avariile, dăm și noi. Așa, păstrăm distanța, niciodată nu ne apropiem foarte tare de cel din față. Așa. Deci, cum spuneam, folosiți încălzirea în scaun. Dacă nu, sfatul meu este să găsesc de cumpărat niște huse care se bagă la bricheta mașinii, care au încălzire în ele. Sunt foarte bune pentru a vă proteja. Nu stați niciodată pe ceva rece. E destul că stați înșezut 9 ore în fiecare zi, lucru care vă va face foarte rău pe o perioadă îndelungată. Asta poate să vă confirme și colegii mult mai experimentați și mai în vârstă. Circulația sanguină, cum am zis, se îngreunează. Pe timpul nopții, cei care conduc majoritatea timpului noaptea, de exemplu, și mai ales cei care fumează, trebuie să aibă în vedere că fumatul duce la îngroșarea sângelui. Îngroșarea sângelui duce la somnolență, circulație, nu știu cum să vă zic. Și automat nu mai circulă sângele în corp cum trebuie, mai ales că stați static, deci pur și simplu nu vă mișcați, nu aveți activitate. Toate chestiile astea trebuie să le aveți în, să vă vitaminizați, să aveți un fruct la dumneavoastră, să încercați să nu beți Red Bull și toate energizantele din lume, plus cafele, fără NES. Sunt chestii care produc multe chestii grave la inimă și nu numai. Și nu vă fac bine. Absolut deloc. Odihna trebuie să fie odihnă. Și cam asta ar fi. Protejați-vă voi pe voi, în primul rând, că nu o să vă protejeze nimeni altcineva. Credeți-mă pe cuvânt.
în branșa asta toată lumea vrea să câștige. Cine și-a făcut așa o afacere, o face pentru câștig, clar. Nu-l interesează sănătatea și etc. Dacă o faci pentru tine personal, să zicem că ți-ai luat tu camion, tu răspuns, tu faci, tu execuți. Și bineînțeles, mă gândesc că acei colegi care au camioanele proprii se protejează cât de cât, poate mai mult decât noi. În schimb, dacă mergi să te angajezi, automat cel care, la care te angajezi a deschis această afacere pentru profit. Nici de cum pentru sănătatea angajatului sau așa mai departe. Cu toate că legile codului muncii din România și nu numai, din toată Europa, că sunt aliniate oarecum la făcând parte din comunitatea europeană, prevăd anumite standarde care n-ai voie să le depășești. Conducerea de noapte, n-ai voie să muncești mai mult de 10 ore, n-ai voie să depășești. Și așa mai departe, multe, multe, multe alte chestii. Deci toate lucrurile astea ar trebui știute în primul rând de angajatori și n-ar fi rău să le cunoască fiecare angajat în parte, pentru că țin de sănătatea fiecăruia. Degeaba te bucuri că ai făcut o sumă mare de bani într-o lună în care te-ai rupt tot și ai lucrat numai de noapte și ai și ore suplimentare și asta în cazul în care îți sunt plătite, să zicem. În România mai greu. Dar în afară sunt plătite, nu-i problemă. Doar că te surmenezi și la un moment dat, următoarea lună, nu vei mai fi bun de nimic și va trebui să te refaci. Și atunci e treaba mai nasoală. Trebuie să fie un echilibru, dragii mei. Cu acestea vă las, am vorbit destul, ne mai auzim și sper să vă ajute și acest tutorial. Vă doresc drumuri bune, multă sănătate, numai bine rău la nimeni.